Am revenit în platou la emisiunea Fără Anestezie cu invitatul meu din această seară, fostul primar al municipiului Galați, vreme de 3 mandate, domnul Dumitru Nicolae. Rămăsesem la fructificarea experienței de care ar trebui să beneficieze, după părerea mea, cei care sunt la ora actuală administrația locală, ținând cont de faptul că dumneavoastră ați fost 3 mandate în fruntea urbei gălățene. Mai e vreun primar în istorie, că știu că dumneavoastră v-ați ocupat și de treaba sunt asta, chiar azi, mulți. Care au avut 3 mandate? Și 4, și 5. Erau mai tineri, mai pe vremea aia să trăia mai mult? Sau cum? Sau erau mandate scurte, de un an, de doi? Nu, domnul. Erau mandate. Eu m-am dus bătrân la primărie. Dacă mă duceam mai tânăr, era altă viață. Dar ca să fii primar nu e suficient dacă nu ești ajutat financiar. Dacă statul uită să te ajute, ai probleme. Păi dumneavoastră, într-unul din mandate, ați beneficiat de guvernare întreagă PSD, 2000-2004. Ați fost ajutat financiar atunci? Nu te ajută financiar PSD-ul. Aveau alții mai cu probleme mai mari ca noi. Dar tot timpul să dau exemple în țară, că uitați, spre exemplu, guvernarea Boc s-a dezvoltat foarte bine Clujul, de exemplu. E normal să iar fie așa. Uite, am folosit 3 ori exemplu și exemplu. Dar mă rog, nu-i rău, ca un light motiv apare. Deci cum e? De ce se pot ajuta anumite orașe pot fi ajutate să se dezvolte, iar altele nu? Păi de ce mă întrebați pe mine asta? Păi dar n-ați trăit perioadele astea? Le-am trăit, domne, dar nu-i suficient. Nu-i suficient să le trăiești. Păi ați cerut la vremea aia? Fiți sigur că da. Și? A fost ba. Păi poate n-ați avut argumente, nu ați fost suficient de, nu știu, de rău, cu ghilimele, de rigoare, ca să le să cereți de la guvern, să vă dea bani, că până la urmă erau cei care făceau parte din același partid cu dumneavoastră, nu? Dom'le, și ei au urgențele și problemele din țară și le pun în ordine. Că mai să scapă printre astea, e altceva. Nu știu, tot timpul pleiada de politicieni care s-a succedat la putere sau care au reprezentat Galațiu în structurile guvernamentale sau în parlament, în structurile parlamentare, tot timpul au spus că niciodată Galațiu nu a fost reprezentat la nivel central așa cum trebuie și din cauza asta nu a primit banii necesari pentru a se putea dezvolta. Tot timpul s-au vorbit despre Galați, că este un oraș tern, că e un oraș care pe zi ce trece se depreciază și din punct de vedere social, și din punct de vedere moral, și din punct de vedere economic. Cum e? Nu știu ce vreți. Cu întrebarea asta pusă așa, nu știu ce vreți. Păi eu asta vreau să vă întreb. De ce într-unele zone ale dumneavoastră încercați să-i salvați pe cei de la guvernare? Că dumneavoastră a avut alte priorități. Păi de ce prioritățile astea s-au numit întotdeauna partea de vest a României? N-aș zice așa. Păi cum? Dar este cea mai dezvoltată. De ce întotdeauna Estul a rămas în urmă? Domnule, Estul a rămas în urmă că a vrut să rămână în urmă. Domnule. Adică dumneavoastră ați vrut să rămâneți în urmă? Eu n-am vrut, eu nu eram șef, măi frate. Eu eram primar orașului Galați. Îmi dai 5 lei, 5 lei folosesc. Uită-te bine la Galați, dacă nu-mi dădea exemplu bun. Crezi că prioritatea județului nostru și-a părțit. Erau astea cu pârtii de schi, cu ce a făcut PDL-ul. Nu astea erau prioritățile. Trebuia găsit 2-3 pârtii care să le rezolvi și restul trebuia să faci altceva. Dar la toți vi se pare, dom'le, nu este cine să fie. Bun, acum, fiecare zonă de asta a încercat să-și dezvolte ceva ca un brand, da? Da. Pe care să ia bani de la guvern sau din proiectele europene. Noi,
putem să avem un brand? Noi pe cine putem dezvolta? Uite, după 12 ani de administrație locală, ascuns administrația locală, ce este definitorul pentru Galați? Ce poate să se dezvolte în Galați care să atragă fonduri europene? Păi ne-a atras ceea ce atrage vreau să spun un lucru. Păi ziceți-mi un domeniu în care suntem buni, domnule, și care cel mai mulți bani luați în ultimii 3 ani de la Uniunea Europeană pentru dezvoltarea Galațiului, a luat-o Galațiu. Și cu asta am terminat. Nu mai zic altceva. Verificați și voi și vedeți. O, vi se pare că ar trebui să mai facem un hip, hip, hip și tra-la-la. Nu știu, mie vreau să spun că nu-mi plac minunile astea cu hip, hip, hip și tra-la-la. Trebuie făcut o treabă coerentă și gândită. Și care ar fi? Pe ce se poate dezvolta Galațiul? Pe tot ce vrei se poate. Așa e, totuși nimic. În perioada comunistă, societatea socialistă, multilateral dezvoltată. Lasă, băi, a fost, n-a fost. Pe orice. Pe industrie, dacă vreți. Pe industria navală. Pe siderurgie. Pe tot ce vreți se poate. Dar pentru asta trebuie să existe voință, domnul. Și voința asta nu o găsești că vrea cu tare la Galați și nu știu care. Asta o găsești altfel. Păi, pentru asta trebuie să ai o proiecție, nu? Să știi, într-adevăr, pentru ce vrei să atragi niște bani în zona asta, nu? Dar nu îi atragi așa în devălmășie. E, dar nu trebuie în devălmășie, domnul. Că și la nivelul global e aceeași luptă pentru dezvoltare cum e și la noi. Păi uitați, haideți să luăm exemplu combinatul. Vreau să spuneați că ne putem dezvolta industria metalurgică. Păi nu te poți dezvolta industria metalurgică atât cât la nivelul combinat, cât combinatul este introdus într-un sistem foarte clar cu laminatele astea plate, groase, nu mă pricep așa mult, dar numai în divizia aia de laminate, din aia face parte, atâta vrea patronul, că atât se cere. Nu se mai face cum se făcea înainte de la tabă, nu știu. Nu vă supărați, dumneavoastră. Nu, eu am vândut combinatul, domnule. Eu încă vreau să vă spun. Păi, dar întrebați-i pe ea. Ce mă întrebați? Dar nu vă întreb pe dumneavoastră. Îmi spuneați că se poate dezvolta industria metalurgică. Păi nu poți, nu mai poți, s-o nu poți dezvolta mai mult decât, poți să oferi pe piață. Poți să o dezvolți, domnule, că se treabă. Păi dacă piața nu cere, poți să faci produse care să le aduri și să-ți rămână în depozite? Aveți dreptate că la sud-coreeni piața cere, la chinezi piața cere, la toți cere, numai la noi nu mai cere. Trebuie să dovedim că suntem mai buni, domne. Vreau să fie clar un lucru și dumneavoastră și la alții. Soluția asta de a reduce producția în continuu și de a vrea să fim rentabili nu merge. E o soluție care merge la peire. Și după părerea dumneavoastră, prevedeți un viitor sumbru, un combinat? Nu prevăd niciun viitor sumbru, că noi după ce dăm cu capul de sus, mai așteptăm să dăm și cu capul de jos, după aia ne trezim. Ne revenim. Deci, credeți într-un reviriment al combinatului, pentru că iată că sunt 3 sau 4 ani de zile de când merge numai pe pierdere. Pe pierdere merge că au dorit unii să meargă pe pierdere. E spectaculos este că banii pentru salvarea combinatului, adică pentru a merge pe linia de plutire, sunt dați de firma mamă. Domnul, asta nu deci e... Deci mereu contribuie firma mamă pentru că acest combinat să rămână pe, nu pe plus, pe linia de plutire. El e pe minus de 3-4 ani. De ce nu ne l-ați lăsat la noi, mă? Adică ce l-am vândut eu, ci nu l-aș lăsa la noi. Lăsai, fii sigur că n-avea nimic, adume. Ar fi devenit rentabil, ar fi reușit să reziste era pe piață. Era rentabil, rezista pe piață. Ce atâta vezi că a venit, că a făcut patronul? Ce știa patronul de făcut oțel? Păi nu știu ce știa patronul, chiar habar n-am ce era cu patronul ăsta. Dar din pentru că e ziarist când a fost cu vânzarea combinatului, era unul acolo în sala aia unde a spus, care s-a opus privatizării combinatului. El era băiatul. Dar băiatul nu vă interesa.
Păi și dacă v-ați opus, ce ați rezolvat? Da. Uite că nimeni nu mai ține minte că dumneavoastră v-ați opus pe vremea aia. M-a chemat primul ministru, a dat în mine, a dat în fabrici și uzine. Pe primul ministru e Anastase pe vremea. El? Hai că tu știi bine că ai fost la ceremonia aia, dar așa uitați, toți doar scos de la mine ceva de... Și până la urmă, ce a spus după ce v-a chemat primul ministru? A spus, domnule, da, vindeți-l, ce să... Nu, domnule, eu am zis că eu sunt contra vândutului. Și tot s-a vândut. S-a vândut pentru că asta era comanda, băi. Da, auziți, da, și care era alternativa pe care o... Combinatul să rămână pe picioarele lui. Adică subvenționat de stat? Cum să-l subvenționeze statul? Păi da? Și atunci cum rămânea picioarele lui? Să lucreze și din banii luați să mențină pe linia. Ce crezi că e singurul combinat din lumea asta care n-a fost privatizat? Nu trebuie să aibă și el o subordonare cuiva? Cui se subordonează? Ministerului? Cui? Oricum e subordonat statului, ministerului și așa mai departe. Așa ar fi trebuit să rămână? Ar fi trebuit cum e bine să rămână, domnule. Da, trecem peste combinat cu oricum. De acum ce? Discutăm despre... De cazul combinatului deja n-ar vrea să-l mai discutăm pentru că... Păi cu mine vrei să-l discuți, domnule? Păi cu dumneavoastră, că a fost director. Cât a fost directorul general acum? Până am fost schimbat. Păi a fost, a stat, câți ani a fost? Păi, în primul rând am lucrat în combinat 25 de ani. În acești 25 de ani, ultimii vreo 5 ani, am fost director general adjunct, director general și așa mai departe. Deci am cunoșteam problemele combinatului. Haideți să trecem la scrisoare. Nu pot să nu rămân la scrisoare. Apropo, în afară de ce spune aici în scrisoare, dumneavoastră vă plac astea, acțiunile astea cu adresabilitate către public, concertele care au fost făcute de Anul Nou, de Crăciun, de Sfântul Andrei, aia, cum îi zice, ciorba aia de pește sau ce s-a dat... tochitura aia imensă la sala sporturilor când consilierii, o parte din consilieri au fost îmbrăcați în chelneri, în bucătari, cu bonețică roșie, cu șorți, cu alea. Asta e moda. Cu primarul Marius Stan, cu președintele Consiliului Județean. Cu asta e moda la domnul noi. Domnul Bacalbașa acolo. Și toate dădeau astea, mâncare la public. La toate astea sunt bune, domnule. Toate sunt bune? Toate astea sunt bune cu un singur lucru. Dar ăia care nu vin acolo, cu aia ce se întâmplă? Dar adună voturi, nu? Nu. Cu astfel de manifestări? Domnule, asta e iluzorie treaba asta. Ce voturi adună? Mie mi-a dat porția așa și mi-a pus nu știu ce și era slei. Ce voturi? Voturi negative mai poți să aduni. Da, da. Să ieși în public așa, totuși. E bine să... Chestie populistă. Nu-i treaba mea de populist. Fiecare cum își gândește. M-ai văzut? Dar oamenii ar iubi mai mult, îi iubesc mai mult pe cei din administrație, dacă îi văd așa îmbrăcați în chelneri sau în ospătari, în dăștea, în bucătari. În... Depinde de oameni. De exemplu, eu dacă îi văd, eu sunt contra. Dar dumneavoastră v-aș plăcut așa să ieșiți cu polonicul în mână, să puneți porții de mâncare la oameni? E bun și cu polonicul, dar trebuie să ieși atunci când trebuie, domnule. Păi dumneavoastră de ce n-ați ieșit niciodată? Niciodată n-a fost când trebuie? Păi și noi am dat, nu vă faceți. Nu, dumneavoastră personal, că aici noi vorbim despre faptul că au fost consilieri locali, au servit cetățenii. Și în frunte cu primarul, cu ăsta, Marius Stan, și cu... președintele Consiliului Județean Nicolae Bacalbașa. Păi Bacalbașa e bun la de-astea, domnule. Asta e meseria lui. Meseria lui? Cum? Nu-i de președintele Consiliului Județean? Meseria lui să facă show. Din asta, din... Din tot. Inclusiv din conducerea ăstuia a Consiliului Județean? Nu judec eu Consiliul Județean. Dar vă că îl judecați pe președinte. Păi dacă mi l-ai dat ca exemplu. Eu nu finanțați eu, așa a ieșit el în stradă, nu l-am scos eu. El a ieșit cu polonicul, cu
Asta la în fața publicului. Sunt orașe în țara asta care de 20 de ani au anumite zile când ies la... Dacă discuți cu oamenii de acolo, părerile sunt părțite. E și o de asta de patriotism, dar e și a omului care o duce scâlciat cu banii. Și ăla care o duce scâlciat și de aia avea nevoie. Mie mi-a tăiat căldura azi și... Ei, nu că în perioada aia sărbătorilor s-a dat căldură la toată lumea. Domnule... Cu mari eforturi, dar s-a rezolvat problema. Înțeleg că nu știu de ce mă mai aveți treabă cu mine. Ia haideți să vă uitați. Uitați ce spune. Ce am făcut în 2013, spune primarul Marius Stan. Și că am încheiat lucrări de reabilitare și modernizarea străzilor oțelarilor, stadionului și Frunzei. Am modernizat un segment important din strada Brăilei, strada Unirii și mai multe străzi din Valea Orașului. E ok? Ce anume? Lucrările astea. Domnule, eu nu zic că nu sunt ok. Sunt ok, bani să fie, să le facă pe toate. Dar astea au fost sporite pe vremea dumneavoastră? Da, bineînțeles. Păi asta vreau să spuneți. Ce s-a porit dinaintea dumneavoastră și ce s-a încheiat? Domnule... E spectaculos să treci. Stați un pic, stați să ne înțelegem, ca să stabilim o chestie a dialogului. Un regulament. E normal ca în... Un primar care finalizează niște lucrări se împăuneze cu ele? Nu. E normal ca măcar să spună, domne, lucrări începute în mandatul primarului precedent. Să spune că nu vrea să-i pronunțe numele sau să-i scrie numele. Nu, dar după lege este o treabă. După un an, primarul trebuie să facă raportul primarului. Ei, nu ne-a trimis, n-a făcut raportul, ne-a trimis scrisorile astea. Scrisorile astea făcute... Așa, electoral. Electoral, da. Dar e bine că le-a făcut și pe astea. Da. Am construit unul dintre cele mai frumoase parcuri din România, Parcul Viva și primul parc de cartier în Micro 39. E spectaculos parcul ăla de la Viva? Nu știu. Nu l-ați văzut? Eu trebuie să-l văd când vine primăvara. Fii sigur că mă duc și număr toate firele. Da, dumneavoastră, de ce nu v-ați gândit să faceți, să faceți la Viva parcul ăsta? La Viva? Jumate din el l-am făcut noi. Și acum a fost refăcut. Deci el a fost refăcut, practic? Nu refăcut. Fiecare a mai completat cu ceva. Bun. Am finalizat lucrurile de modernizare la parcul Rizăr, grădina publică, baia comunală, sala sporturilor. Nu prea e adevărat, dar nu-i treaba mea. Adică? De ce nu e adevărat? Păi spune că le-a finalizat, adică ne minte? Le-a finalizat. Și eu pot să le finalizez, să știți. Deci unde spune m-am finalizat, sunt lucrări începute în mandatul dumneavoastră, da? Și poate și terminate în mandatul meu. Însă și amânate doar așa că se poate finaliza de acum? Să apară ca finalizat, adică era... Nu, domne, nu este o de-a preconcepută de dânsul ca să apare acolo, ca... Este, le-a trecut în revistă. Păi nu le-a trecut, domnule, spune ce am făcut în 2013. Asta le-a făcut, asta domnule. Spune mie, păi cetățeanului. Păi bine că vă spune. Bun. Am modernizat 70 de stații de autobuz, tramvai, troleibuz. Să nu mai discute de treaba asta, pentru că îl înjură lumea și acum. De ce? Că a tăiat băncile, că a făcut nu știu ce, să vezi ce... Mă prind, vă mișto, uite ce ne-a făcut. Eu zic, mă, las că le-a... Poate că vrea să le finalizeze. Dar aici spune că le-a finalizat, domnule. Că le-a modernizat, adică. Auzi, dar vreau să vă întreb, ne-a să vă plimbați până oraș. Da, suficient de mult, da. Și le-ați văzut pe toate în regulă? Nu. Păi atunci... Le-am văzut foarte multe în regulă. Păi eu vă citesc ce mi-a scris mie, domnule. Păi de ce mă întrebați pe mine? Păi vă întreb pe dumneavoastră că a fost primar, așa, și ca ăsta contribuabil astăzi, cetățean... Da. Un cetățean mai important decât ceilalți prin prisma faptului că 12 ani a ascuns acest oraș. Bun, am demarat cel mai amplu program de reparații și modernizare a unităților de învățământ din Galați.
Deci abia acum s-a început modernizarea unui profesor de fapt. Spune, am demarat cel mai amplu program. Eu am rezerve aici. Fiecare pe mandatul lui a demarat și a făcut câte ceva. Păi aici, spuneați dumneavoastră, nu era bine să discutăm despre continuitate? Păi discuți, dacă ai bani, discuți ce vrei. Opresc școala ca să continui, să termin. Am demarat cel mai amplu studiu de consolidare și reamenajare urbanistică a falezei Dunării. N-am văzut-o, da? Dacă mi-a să știți că este... Adică studiu demarat. Un studiu, n-avem cum să-l vedem. Făcut de Academia Militară și Institutul Național de Geologie. E numai început, e demarat studiul ăsta. Mai sunt studii de-astea. Noi la Galați avem o mare problemă. Din păcate, eu tot ocolim pe aia. Înțelegeți dumneavoastră? De când sunteți în Galați? Păi, din 77. A, târziu. Dacă erați după în 62, vedeați cum s-au dus la vale casele lui H. Ștefan. A mai rămas un... Unde e făcut Vega acum și restul? E, asta e un semnal serios pentru Galați. Și a fost. Galațiu, împreună cu un oraș din România, Pașcaniu, are cel mai slab sol pentru fundat. Clădiri, chestii, un sol sensibil la muiere. Deci noi, dacă vrem să rezolvăm problemele în Galați, trebuie să o luăm de nu, că studiu cu Academia Militară, dacă nu locuiesc aici să stea să facă studii, n-am făcut nimic. Ce se întâmplă? Dacă vă duceți pe faleză, jos, sub dealul falezii, este un canal de scurgere apei care mergea în Dunăre. E înfundat. Eu l-am desfundat de vreo două ori, acolo, de acolo trebuie pornit remedierea în Galazume, nu din altă parte. Ăla se leagă cu canalul de mai sus, mai sus acolo s-au mai întâmplat și alte fenomene și nu-i bine. Eu zic să vedem ce studiu fac, că eu credeam că i-au luat pe cei de la București, Ptana sau cum se cheamă. Nu, Academia Militară și Institutul Național de Geologie. Bun, am finalizat, aici finalizare, studiile pentru modernizarea plajei Dunărea și a lacului Vânători. Și vor fi făcute proiectele prin parteneriat public-privat. Se facă. Eu sunt de acord cu dânsul. Am finalizat, așa, nu. Așa, am promovat un pachet legislativ de facilități fiscale pentru atragerea investitorilor și pentru stimularea mediului de afaceri din Galați. Foarte frumos. Dumneavoastră, de ce n-ați promovat unul de ăsta ca să vină pachet de facilități fiscale? Să vină ăștia, investitori. Ați văzut ce coadă e acum de investitori? Faceți să râd, domnul. Da. Ce ne propunem în 2014? Iată. Să construim două cartiere de locuințe sociale ce vor avea în jur de 2000 de apartamente. Unde să le facă pe astea? Păi nu zice aici, zice să le construiască în 2014, rețineți. Și le facă, da. Se poate construi cartier? Două cartiere, se pot construi două cartiere într-un an? Ce e greu de construit. 2000 de apartamente? Ia modelul de la Constanța. Și e bun modelul ăla? Nu. Doi, să realizăm studiu de fezabilitate pentru tunelul de subtraversare a Dunării. Investiție ce va aduce Galațiul în atenția investitorilor din România și de peste hotare. Cum e cu tunelul ăsta? Că e o întreagă dezbatere. Nu s-a adeptut. Brăilenii vor podul, noi vrem tunelul. Trebuie făcut un să poate, măi frate, și unde-s bani? Începem așa, ce să fac cu tunelul? Vreți să-mi arătați pe Dunărea asta de la izvoare până aici? Mai e un oraș unde este tunel pe sub Dunăre? Da, da, noi, aici e caracterul de unicitate. Uite, Galați e singur cu tunel din toată pe Dunăre. Nu cred că asta se gândește. Eu aș face, aș lega Brăila de Galați,
la această treabă cu un pod peste Dunăre. Cum îl începusem noi și așa mai departe. Dar acum să vrea tunel. Să faci, eu nu știu unde faci tunelul. Cine trăiește cu impresia că de la cota 30 de la apă tu poți să sapi un tunel care să iasă nu știu unde, asta e treabă grea. E foarte bună, dar e grea. Să începem lucrările la noul sediu al primăriei. Să înceapă, domnul. Unde vedeți dumneavoastră că s-ar putea face primăria asta? Trebuia să facă acolo unde am vrut eu să facem mai. Unde e hotelul ăsta nou, a venit acum la noi? Care hotel? Unde? Lângă Vega, acolo nu-i deschis, făcut un nou hotel, cumpărat chestia. Am vrut noi să-l cumpărăm pentru sediul primăriei și restul. Am luat la șuturi în fund de mi-ajunge. Da. Aia era cea mai bună soluție azi. Primăria orașului Galați. Deci la Faleza, spuneți dumneavoastră. Faleza. Era la hotelul Faleza. Da, da. Asta să mă gândesc acum unde. Da. De-aia nu ți-am spus. Da. Pe Piemont, acolo, sus. Deci aia era cea mai bună variantă. După mine. Da, eu sunt muritor de rând, nu specialist în de-asta. Da, însă... n-ați condus degeaba orașul ăsta 12 ani. N-aveți de unde să știți unde e cea mai bună primărie. Au știut alții. Care? Păi cei care au hotărât să nu faceți sediu acolo. Nu, dar știi care a fost problema? Ăsta a fost de vânzare. Da, păi știu că a fost de vânzare, n-a fost scos la licitație. Așa, și ne-am băgat și noi, culmea e că aveam și banii. Asta e mai rău. Să facem licitație cu Vega la un loc, vorba aia, ca să avem sprijin și de la ei. E, și a fost să nu fie. A fost cu dedicație, probabil, nu? Așa spunea presa vremii, așa spunea, că a fost cu dedicație. E posibil să fost, eu n-am găsit pe ăla dedicatorul. N-ați găsit, dar îl știți. Nu-l știu. E bun. Bun, să începem lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii subterane de pe strada Traian. Păi strada Traian a fost terminată, nu a fost reabilitată, acum trebuie să pată în adâncime să-i se facă infrastructura. E făcută, dar depinde în ce zonă, domnule. Nu zice. Dar eu nu știu în ce zonă. Să modernizăm Mihai Bravo și să finalizăm programul de modernizare a străzilor din Valea Orașului. Păi alea de la Valea Orașului se tot modernizează de nu știu câți ani. Alea sunt făcute în jur de 70% din Valea Orașului. Domnule, la Galați problema e complicată încă și nu e așa cum crede unul și altul. Deci trebuie pornit cu curaj, trebuie să te aștepți că te vor terfeli unii și alții, în special ziariștii. Tot ei. Tot ei, dar să mergi înainte. Pe Traian să știi că e la fel cât ne-am chinuit. Dar nu s-a alea cele mai rele treburi în Galați. Păi uitați ce spune aici, că continuă cu extinderea rețelelor de distribuție apei și iluminat public în cartierele Filești și Barboși. E clar să se... Am încercat și eu. Am încercat. Apă și tot ce trebuie. Alea astea trebuie realizate. Dar pentru asta trebuie bani. Păi bugetul... Care? Ce e la buget? La bugetul e de vreo 136 milioane de euro, parcă. Și ce înseamnă 136? E puțin, nu? N-apuci să termini urgențele astea, domne, care sunt. Am înțeles. Ei, cam asta e. Haideți să vă mai pun o întrebare și care e și ultima. Închidem. Iată că vi se pare o surpriză candidatura domnului... Intrăm iarăși pe politică, că nu mă pot abține să nu mă pun întrebarea. Vi se pare surpriză candidatura domnului ministru Dan Nica la europarlamentare? Nu. E o surpriză? Nu.
Dar ce credeți că a făcut pasul ăsta? Nu era mai bine dacă rămânea ministru și pentru Galați și pentru partid? Pentru filia locală? Omul a obținut rezultatele care le putea obține la ce a fost până acum și acum vrea să fie europarlamentar. Vi se pare o calitate? În plus. În plus față de cea de parlamentar român, de ministru, sigur, de asta? Sigur, sigur. Bun. E, ajunserăm la sfârșitul emisiunii. Auzi, da, fă-mi și mie un serviciu. Tragi un serox după aia. Da, imediat. Cum s-a terminat, cum terminăm emisiunea, mă duc la colegul și vă trag, vă fac o copie după asta. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. O să mai apelez la bunăvoința dumneavoastră. La mine? De păi trebuie să mai discutăm, să mai analizăm, că sigur vor fi multe probleme de analizat. Mă bucur că am reușit să vă aduc în fața camerelor de luat vedere o perioadă lungă de timp. Păi așa. Nu sunt eu cel care n-am vrut să apar. Ei, înseamnă că alți colegi de-ai mei, eu aș fi vrut să vă chem mai des, dar emisiunea un an și jumătate n-a mai fost și eu am reluat emisiunea de foarte puțin timp, de mai puțin de unul. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, stimați spectatori. Aici Sucova, ediția din această seară a emisiunii Fără Anestezie. Ne revedem cu un alt invitat și cu alte probleme pe care le vom dezbate în ediția viitoare a emisiunii Fără Anestezie, în același loc, pe același platou, la TV Galați. O seară bună! E în regulă, doamne!